Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. Autoritățile de la Chișinău urmează să procure 400.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 din China. Compania chineză a precizat că a livrat deja 200 de milioane de doze în peste 20 de țări, inclusiv în Ucraina. Agricultorii ar putea ieși din nou în stradă. Federația Națională a Fermierilor denunță într-o declarație publică presiune asupra unor agricultori care au participat la protestele de la sfârșitul anului trecut. Doliu în regatul Marii Britanii. Prințul Philip, soțul reginei Elizabeta a II, s-a stins din viață la vârsta de 99 de ani. Autoritățile de la Chișinău urmează să procure 400.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 din China. Mai exact este vorba despre vaccinul CoronaVac, produs de compania chineză Sinovac. Potrivit Ministerului Sănătății, compania chineză este singura care a răspuns solicitărilor adresate producătorilor de vaccin. Specialiștii de la Chișinău susțin că vaccinul CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv în Ucraina. De partea cealaltă, compania chineză a precizat că a livrat deja 200 de milioane de doze în peste 20 de țări și a primit autorizații pentru comercializarea produsului său în peste 30 de țări. Experții Organizației Mondiale a Sănătății au declarat anterior că vaccinurile produse de Sinovac sunt sigure și eficiente împotriva COVID-19, dar sunt necesare mai multe date înainte de a recomanda utilizarea acestora. Există o lipsă de date referitoare la vârstnici și la cei care suferă de alte boli, a estimat grupul strategic de experți consultanți în imunizare din cadrul OMS. Vaccinul chinez CoronaVac se administrează intramuscular în două doze la un interval de 28 de zile. Acesta se păstrează la temperaturi de 2-8 grade Celsius. CoronaVac este unul dintre cele 4 vaccinuri aprobate de guvernul chinez. Potrivit unor studii efectuate în Brazilia, eficacitatea sa a fost evaluată la aproximativ 50% pentru a preveni contaminarea și la 80% pentru a evita internarea. Parlamentul a votat repetat abrogarea așa-numitei legi a miliardului, deși inițial Curtea Constituțională a declarat ilegală anularea ei. Socialiștii, care sunt autorii proiectului, spun că inițiativa e menită să reducă povara fiscală a cetățenilor. De cealaltă parte, deputații opoziției parlamentare au declarat că inițiativa e populistă și au anunțat că o vor ataca din nou la Curtea Constituțională. Deputații din majoritatea parlamentară PSRM Meșor au votat la finalul sesiunii trecute abrogarea legii miliardului, care a fost ulterior declarată neconstituțională. Socialiștii au venit astăzi cu un proiect similar de abrogare, motivând că cetățenii nu ar trebui să acopere banii furați din bănci prin taxe și impozite. De ce promiteți cetățenilor ceea ce astăzi spuneți că este populist și nu este profesionist? Că Curtea Constituțională a luat decizie care o luat pe formă, pe proceduri. De aceea că ați contestat formă și proceduri. Dar nu ține de materie constituțională această situație. Ține curat de atribuțiile Parlamentului și ale Guvernului. Deputații platformei DA spun că susțin eliberarea cetățenilor de povara fiscală, nu însă înaintea discuțiilor cu reprezentanții Băncii Naționale și cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. În 2016... decizia a fost una greșită. Exista altă modalitate de a soluționa această problemă. Și, într-adevăr, noi avem argumente care, în mod normal și civilizat, fără populism, fără PR politic, trebuie de discutat cu Banca Națională, cu Ministerul Finanțelor, cu partenerii externi. Deputații PAS au declarat că inițiativa este populistă și e menită să le asigure socialiștilor capital politic în campania electorală pentru eventualele alegeri anticipate. Nimeni nu spune că această crimă nu trebuie pedepsită. Dimpotrivă, am cerut și o să cerem recuperare și pedepsirea celor vinovați. Dar cu populismul trebuie luptat și trebuie să avem puțin curaj. Să nu recurgem la populism, chiar dacă și el este atractiv. Și să avem puțin curaj să îl arătăm cu degetul atunci când el se întâmplă. Și cu asta noi o să ne ocupăm. Această lege a fost declarată neconstituțională odată
și eu îmi exprim marea speranță că această lege va fi declarată neconstituțională și a doua oară. Legea miliardului a fost aprobată în anul 2016 prin asumarea de răspundere a fostului guvern condus de Pavel Filip. Actul prevede transformarea în datorie de stat a creditelor de urgență în valoare totală de 13,5 miliarde de lei acordate de Banca Națională pentru a preveni falimentarea celor trei bănci devalizate. Potrivit legii abrogate în mod repetat, banii trebuie întorși de cetățenii Republicii Moldova prin taxe și impozite timp de 25 de ani la o rată a dobânzii de 5%. Partidul Acțiune și Solidaritate a contestat la Curtea Constituțională hotărârea privind declararea stării de urgență în Republica Moldova. Potrivit deputaților PAS, Parlamentul a adoptat hotărârea cu încălcări mai multor prevederi constituționale. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, a declarat că s-a încălcat întreaga procedură de instituire a stării de urgență. Potrivit deputatului, un guvern interimar nu avea dreptul să propună proiectul, iar Parlamentul nu-l putea vota în condițiile care a fost depus de un grup de deputați. Deci ceea ce au făcut ei este, de fapt, un artificiu juridic, formal, ca și cum guvernul nu a venit cu o inițiativă legislativă, iar Parlamentul, ca și cum, a votat un proiect de hotărâre depus la Parlament de către parlamentari. În realitate, esența nu se schimbă, esența prevederilor legale este aceea că doar guvernul sau președintele este în măsură să propună o stare de urgență. Un alt argument adus de Litvinenko este că în urma decretării stării de urgență nu s-a aplicat o măsură restrictivă concretă. Deputatul PAS mai spune că formularea proiectului a fost vagă și interpretabilă, ceea ce ar putea duce la limitarea drepturilor oamenilor. Anterior, o sesizare la acest subiect a fost depusă și de deputatul Octavian Țicu. Republica Moldova este în stare de urgență din 1 aprilie până pe 30 mai. Decizia a fost luată de deputații PSRM și de aliații lor din grupul parlamentar pentru Moldova. Opoziția acuză însă guvernarea de manevre politice menite să împiedice dizolvarea Parlamentului, procedură imposibilă atâta timp cât în Republica Moldova este instituită stare de urgență. Agricultorii ar putea ieși din nou în stradă. Federația Națională a Fermierilor denunță într-o declarație publică presiunea asupra unor agricultori care au participat la protestele de la sfârșitul anului trecut. Ei notează că mai mulți fermieri s-au ales cu dosare, iar în cazul în care presiunile nu vor înceta, vor fi organizate proteste de amploare. Agricultorii spun că sunt intimidați de poliție. Declarația a fost expediată președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanei, premierului interimar Aureliu Ciocu și ministrului de interne, Pavel Voicu. De cealaltă parte, angajații Inspectoratului General de Poliție neagă acuzațiile și precizează că toate acțiunile de urmărire penală sunt întreprinse conform legislației în vigoare. Astăzi au fost audiați unii protestatari învinuiți de huliganism și violență. Un câine al poliției de frontieră a dat peste cap planurile unui tânăr contrabandist de la Cahul, ce a găsit patrupedul aflat în misiune de serviciu în Vama de la Giurgiulești, aflați imediat în telejurnal. La aproape trei decenii de la izbucnirea războiului de pe Nistru, Justiția Republicii Moldova a condamnat prima persoană din regiunea transnistreană. Este vorba de un milițian găsit vinovat de răpirea și torturarea unui cuplu din Florești. Asociația Promolex semnalează că acesta este unicul caz în care s-a făcut dreptate, chiar dacă de-a lungul anilor s-au înregistrat zeci de infracțiuni similare. Что ли тут? Нерди. Что хочешь, там хватки еще. Идем в бета, шаркурус, шарлунг. Вот политур с куношься, ищи. А еще вон это я один. Сара, ты туда, ты зуба, ты жил где Поехали Петру Демнец. Спуни с квест, фрак, я продаю, спуни на фрак, я пони. На фрак, да, я в лодку, все трещи. Și ușicani, ușicani, că dacă nu spuneți cum am să spunem noi, nu vedeți casa mea de pe Nistru, mama mea că pești.
Acum 6 ani, în noaptea de 8 spre 9 aprilie, mai mulți milițieni din stânga Nistrului au intrat în casa unui cuplu din Vertiujeni, raionul Florești. I-au luat pe sus pe locatari, i-au târât pe drumul pietruit din sat și ulterior i-au transportat în stânga Nistrului la așa zisul comisariat de miliție din orașul Kamenka. Acolo, victimele au fost plasate în izolatorul de detenție preventivă și învinuiți că au furat 2 iepuri dintr-o gospodărie. Au intrat, i-au bătut, i-au răpit, i-au dus în stânga Nistrului, unde au fost deținute, aceste persoane au fost deținute timp de 3 zile, dar cu efortul autorităților constituționale, aceste persoane au fost eliberate. Iar ulterior, evident, autoritățile constituționale au deschis o cauză penală pe marginea faptelor comise. Fostul milițian din regiunea transnistreană, Andrei Samoni, a fost reținut de procurori abia la începutul anului trecut, când s-a prezentat la Agenția Servicii Publice pentru perfectarea unor acte. Ieri, Curtea de Apel Bâlți a menținut sentința judecătoriei Soroca, prin care învinuitul Andrei Samoni a fost condamnat la 15 ani de detenție pentru pătrundere abuzivă în locuința victimelor, răpire și acte de tortură. Experții Asociației Promolex spun că numărul cazurilor de răpire și tortură e mare pentru că vinovații nu sunt pedepsiți. Anume din cauza impunității, cei ce se află în stânga Nistrului, cei ce se află, fac parte din așa zis administrație de la Tiraspol, continuă în continuare să comită aceste abuzuri. Experții mai susțin că numărul celor răpiți de milițienii din regiunea transnistreană ar fi de ordinul zecilor, însă o statistică precisă nu există. Nici autoritățile constituționale nu ar avea o cifră, pentru că inclusiv cazurile de care vă povesteam eu, de colaborare între Ministerul de la Chișinău și așa zis cu Ministerul de la Tiraspol, nu erau documentate. Nu în zadar am spus că persoanele erau răpite de către Poliția Republicii Moldova și transportate ilegal în teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanu, i-a depus la Curtea Constituțională o sesizare legată de dizolvarea legislativului. Greceanu îi cere curții să declare obligatorie consultarea Comisiei de la Veneția înainte de a lua o decizie privind dizolvarea Parlamentului. În data de 15 aprilie, Curtea Constituțională urmează să decidă dacă există circumstanțe legale pentru dizolvarea legislativului și organizarea alegerilor anticipate, așa cum dorește președintele Maia Sandu. Deputații Coaliției Parlamentare PSRM Șor se opun însă acestui scenariu, motivând că există o majoritate parlamentară capabilă să învestească un nou guvern. Președintele Maia Sandu susține însă că după eșuarea celor 2 tentative de învestire a executivului, legislativul poate fi dizolvat. Secretariatul Parlamentului întocmește listele pentru vaccinarea deputaților anti-COVID-19. Potrivit Planului Național de Imunizare, parlamentarii ar urma să fie vaccinați în a treia etapă, iar cei cu vârste mai mari de 60 de ani și cu boli cronice în cea de-a doua etapă. Pregătirea deputaților pentru vaccinare a stârnit critici în Parlament. Unii s-au arătat indignați că în lipsa vaccinurilor, deputații ar urma să fie incluși în lista prioritară pentru imunizare. Secretariatul Parlamentului a început să întocmească listele pentru a identifica deputații doritori să se vaccineze anti-COVID-19. Deși a fost înaintată de Ministerul Sănătății, inițiativa a stârnit replici acide în Parlament. Este corect că și pensionarii, cei care suferă de boli, profesorii să fie cei care se beneficieze în primul rând, în special acum în situația în care nu avem suficiente doze. Iar noi să mai așteptăm rândul. Noi considerăm că astăzi, atunci când vaccinurile nu sunt suficiente, trebuie vaccinați cei care se află în prima linie și deputații trebuie să aștepte atunci când toată populația va avea acces, în mod general, la aceste vaccinuri și noi deputații trebuie să fie cei care să fie vaccinați printre primii. Dacă e vorba de deputați, să vaccineze deputații care au bolit, dar și el să aștepte.
Am primit și eu, ca și toți colegii, acel mesaj. Eu am înțeles foarte clar că, de fapt, secretariatul vrea să facă o planificare și nici de cum nu demarează procedura de vaccinare. Totodată, și pentru secretariatul Parlamentului, vreau să fac o precizare. Nu există nicio un temei legal de a-i mâna pe toți la vaccinare pe liste și îndemn pe toți colegii deputați care, indiferent de statutul de deputat, dar se încadrează în vârsta peste 60 de ani, cu comorbidități sau mai tineri de 60 de ani, dar care au comorbidități, să se adreseze medicului de familie. Potrivit Programului Național de Imunizare, în etapa a doua sunt vaccinate persoanele cu vârste mai mari de 60 de ani și cele cu boli cronice. În a treia etapă va începe imunizarea întregii populații. Mai mulți deputați din Parlamentul de la Chișinău, deținători ai cetățeniei române, s-au vaccinat deja în România. Continuăm cu alte știri. Un câine al poliției de frontieră a dat peste cap planurile unui tânăr contrabandist din Cahul. Patrupedul care era în misiune de serviciu în vama de la Giurgiulești a găsit în mașina bărbatului de 26 de ani 350 de pachete de țigări ascunse sub bara de protecție și pragurile mașinii. Satele, țigările astea. Tu le-ai aranjat? Da. În timpul audierilor, bărbatul a spus că nu cunoaște nimic despre marfa pe care o transporta, deși este posesorul legal al mijlocului de transport. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă de până la 25.000 de lei. Satele? Țigările astea. Uniunea Europeană și autoritățile din județul Vaslui au oferit 1,5 milioane de euro pentru continuarea restaurării cetății Soroca. Ce lucrări sunt prevăzute și când se vor încheia acestea, vă spunem peste câteva minute în telejurnal. Celebrul actor de teatru și film Boris Becket a fost înmormântat astăzi la cimitirul central de pe strada Armenească. La funeralii, lângă rudele artistului, au fost zeci de admiratori, prieteni și colegi de breaslă. A lăsat o pagină în istoria teatrului și cinematografiei scrisă cu demnitate și cu talent, au mărturisit cei care l-au cunoscut pe Boris Becket. Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Boris Becket a fost adus la ora 10 la Teatrul Alexei Mateievici din Chișinău, unde artistul a muncit mai bine de 30 de ani. Timp de două ore, cei care l-au admirat și au putut lua rămas bun. Domnul Boris Becket, noi îl considerăm că a fost cineast. Toată lumea știe că a fost un actor mare de teatru, dar pentru noi a fost mai întâi un cineast, pentru că rămâne pentru noi în toate filmele care a jucat, în filmele care a făcut rolul său. A făcut rolul lui Boris Becket, un rol care nu cred că îl putea să-l facă altcineva decât anume domnul Boris Becket. Sper foarte mult ca cei care n-au reușit să-l cunoască pe Boris Becket până astăzi să reușească să-l cunoască prin filmele și prin Arhiva Națională de Filme care va rămâne pentru toți. A fost un patriot, a fost un om care avea simțul dreptății, adevărului, a corectitudinii. Deși îl cunoaștem un om luptător, el tot timpul era revoltat de nedreptate. Era un model pentru mulți. Și bineînțeles că toate astea la un loc îl făceau să fie și un om talentat. Ulterior, cortegiul funerar s-a îndreptat spre cimitirul central din Chișinău. Slujba de pomenire a avut loc la Biserica Duminica Tuturor Sfinților de pe teritoriul cimitirului. Pentru mine a fost un exemplu și că atunci când eram pe platou de filmare, te simțeai în siguranță și era, pot spune, un actor care avea caracter. Putea. Și își permitea la înălțimea lui să aibă și o poziție câteodată și dură, poate supărat, dar se impunea. Am avut marele noroc atunci când am venit la Institutul de Arte să fiu chiar învățăcelul domnului Becket, domnului Boris Becket, și
Atât am învățat de la el și iată că l-am pierdut aceste zile, în aceste zile pe acest mare actor, un munte de om, un munte de actor și un munte de om cu literă mare. A fost un exemplu pentru alți actori și un bun familist, spun rudele lui Boris Bechet. Eu sunt tot din satul de Baștină lui Boris. Suntem verișori. A fost un om vesel, cu un caracter puternic, întotdeauna de ajutor. Ne-am mândrit cu el și va rămâne mereu în amintirea noastră pentru veci. Eu sunt cumnat. Da, n-am știut că așa repede să pleci. Neașteptat eu fost. Îmi pare rău. Celebrul actor și regizor Boris Bechet s-a stins din viață pe 6 aprilie la vârsta de 68 de ani din cauza unui stop cardiac. Boris Bechet a fost actor de teatru și film, artist emerit al Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Gloria Muncii, deținător al Premiului Național de Stat. S-a născut pe 7 februarie 1953 în satul Vaduleca din raionul Telenești. A fost actor la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, iar apoi la Teatrul Alexei Mateievici. Boris Bechet a debutat la Studioul Moldova Film în anul 1983. A jucat în celebrele filme Corbi Prada Nu Împart, Găsește Potcoava Fericirii, Miorița și Cursa. În 1991 a jucat rolul lui Nicanor în filmul Troița, iar în același an a primit titlul de artist emerit al poporului. 40 de ruble? Cât? 40? Ești ministri? Două companii care prestează servicii juridice au fost verificate de Centrul Național Anticorupție în dosarele redobândirii cetățeniei române. În urma acțiunilor de urmărire penală, ofițerii CNA și procurorii au confiscat contracte, calculatoare și ștampile care ar putea fi probe în dosarele deschise. Pe 3 martie, în vizorul CNA au intrat mai mulți agenți economici, notari și intermediari din Republica Moldova și România. Ei sunt bănuiți că luau bani de la Basarabeni în schimbul unor servicii pentru redobândirea cetățeniei române, urgentau eliberarea actelor de identitate și de stare civilă, dar și a certificatelor de naștere. Pentru aceste servicii luau între 50 și 5.000 de euro. De aproape 10 ani, Centrul Maternal în Brațele Mamei al Misiunii Sociale Diaconia oferă susținere mamelor nevoiașe. Centrul ajută mame solitare sau minore cu venituri mici care sunt marginalizate și dispuse să-și abandoneze copiii după naștere. În continuare vom afla cum a beneficiat o tânără de asistență a Centrului Maternal al Misiunii Sociale Diaconia, care e brațul social al Mitropoliei Basarabiei. Mă numesc Munteanu Cristina. Cel mai mult îmi doresc la moment să putem trece la casa noastră cu toată familia. În centru maternal am ajuns 15 ani aveam. Eu aflându-mă în alt centru, acolo nu se permite să stai cu copilul, adică trebuie să nasc deja, era septembrie, și centru abia se deschidea și se afla pe internet spre el și m-a întrebat doamne de la centru celălalt, uite, dacă dorești, acolo trebuie să stai doar cu fata. Am venit înainte chiar să nasc o săptămână. Cristina a devenit mamă la 15 ani. Acum fetița ei are 10 ani. În centru maternal a locuit 7 luni. În această perioadă a învățat cum să aibă grijă de copil, cum să-și aranjeze lucrurile și cum să acționeze în situații complicate. Spune că aici a fost susținută financiar, dar și spiritual, după ce la un moment dat adevărata ei familie s-a dezis de ea. Însă mai târziu a acceptat-o cu tot cu prunc. A trecut prin momente de disperare fiind neglijată de societate. Vă dați seama, 15 ani să rămâi însărcinată asta și acum mai e. Nu-i plăcut și tot se mire, întrebări. A fost greu, foarte greu. Chiar și în spital, când s-a născut, medicii, adică cumva se comportă urât, ei întreabă. Și te-ai gândit, cred că e păpuș, unii te-ai gândit, ți-a fost capul, trebuie să te joci cu păpușul, nu să... Susținere nu este. La 15 ani e susținere din partea societății. Mai multe persoane mi-au spus să nasc să dau copilul. Adică să nu strâng copilărie, să învăț, să caut de viață, să nu păstrez.
Tare Delfiri a reușit să nu facă greșeala de a-și abandona copilul. Timpul i-a aranjat însă pe toate. A reușit să învețe la Colegiul de Informatică și să absolvească Academia de Studii Economice. Acum mai are un băiețel de 3 ani și e fericită în familia ei. Recomandarea mea ar fi să păstrezi în orice situație copilul, să-l abandonezi nu este o soluție. Adică trec ani, crești și deja îți pare rău. Nu știu, nu e aceasta o soluție. Eu cred că ele ar trebui, dacă nu sunt susținute de părinți, de familie, sunt foarte multe centre care ar putea să le ajute, inclusiv diaconia, care ele acceptă toate mamele care sunt în dificultate și le ajută. Eu mereu îmi repet că dacă făceam greșeală și tot ce am eu acum nu era să. Eu, păstrând copilul, mi-am clădit viitorul. În cei aproape 10 ani de activitate, centrul maternal în brațele mamei a găzduit 140 de mame cu copii. Cea mai tânără mămică avea doar 14 ani. Circa, nu știu, 15-20 de cupuri pe an reușim să le ajutăm aici în centrul maternal. Aici, în primul rând, le oferim un adăpost și în al doilea rând le învățăm să fie mame. Scopul centrului este să dezvolte abilități de parentale la mame și abilități de viață autonomă. Dacă mama nu are o rețea de sport, nu are o familie care să o ajute, atunci ajung toate în aceeași situație. Membrii centrului maternal ajută femeile să-și găsească un loc de muncă și să înscrie copiii la grădiniță. După ce sunt găzduite la centrul maternal, familiile sunt monitorizate și asistate în comunitate de specialiștii centrului de consultanță. Oricine poate ajuta femeile nevoiașe care stau la centrul maternal prin donații de haine, produse de igienă sau alimentare. Uniunea Europeană și autoritățile din județul Vaslui din România au oferit 1,5 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor de restaurare a cetății Soroca. A doua etapă a lucrărilor va dura 2 ani și va începe cu săpături arheologice în interiorul fortăreței. Restaurarea cetății Soroca a început în anul 2013 în cadrul proiectului transfrontalier bijuterii medievale. Atunci, cu 2 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană, s-a reușit reabilitarea turnului principal, repararea acoperișului și consolidarea pereților. A doua etapă prevede lucrări de restaurare în valoare de peste 1,6 milioane de euro. Aproape 200.000 de euro constituie contribuția Consiliului Raional Soroca. În parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui, vom implementa proiectul Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun Soroca-Vaslui. La data 31 martie curent a fost semnat deja contractul de grant. Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca, Nicolae Bulat, s-a implicat activ în prima etapă de reabilitare a fortăreței și așteaptă cu nerăbdare reluarea lucrărilor. Mi-aș dori foarte mult ca să restaurăm cele trei beciuri care sunt de epocă, de au 400 de ani. Acestea care au fost conservate trebuie prelucrate iar de nou. Dacă eu de găuri astea pătrate am pune bârne cu proptere, noi mai avea acolo încă o terasă la nivelul 2. Muzeograful spune că cetatea are nevoie și de săl de expoziție, unde vizitatorii ar putea vedea obiectele descoperite în timpul săpăturilor arheologice. Ne dorim ca să fie niște săli pentru expoziție, adică galeria care a fost în jurul turnului gigantic. Și această galerie va da niște camere unde ar fi trăit o garnizoană dacă ar fi fost activă, dar pentru noi ar fi săl de expoziție. Uniunea Europeană a oferit cele 1,5 milioane de euro în cadrul proiectului Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui. Este implementat în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Campania Ambasadorii Succesului, lansată de TVR Moldova, ajunge astăzi în Austria, acolo unde basarabeanul Andrieș Cigulea studiază muzica. De anul trecut, tânărul de 22 de ani este membru al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene și e singurul român din acest colectiv de instrumentiști. Andrieș Cigulea a început să cânte la vioară la o vârstă fragedă, iar mai târziu a îndrăgit și viola. Pasiunea asta mea, acum este pasiune, când era mai mic, era așa, ca la muncă. Fărvoare. Început de când eram, cred că la grădiniță eram, am avut noroc de sora mea, apropo, tot este muzician, violonist.
Și având vârsta de 5 ani spre 6 undeva, am avut prima tentativă de a mă infiltra în domeniul muzicii. Era însă prea mic pentru a merge de dimineață la orele de muzică, așa că a fost lăsat să mai crească. Adevărata mea întâlnire cu muzica a fost la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, din Chișinău, la clasa profesorului de vioară Nicolae Buinovski. În clasa 8-a a schimbat vigoara pe violă și de atunci nu s-a mai despărțit de ea. După ce a absolvit în 2017 Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, tânărul și-a continuat studiile la Cluj, fiind admis la Academia de Muzică Gheorghe Dima. Atunci a devenit membru al Orchestrei Române de Tineret, iar cu acest ansamblu a trăit multe momente memorabile. Cântând în cadrul Orchestrei Române de Tineret, am avut solist pe pianistul japonez Nobuo Kitsuji. Dânsul, fiind orb din născare, s-a auzit atât de frumos și atât de rafinat, atât de pasionat, încât foarte mulți membri ai orchestrei au început să plângă. Anul trecut, Andrieș Cigul a devenit singurul român din Orchestra de Tineret a Uniunii Europene. Aceasta reunește tineri muzicieni talentați din toate cele 27 de state membre ale blocului comunitar, care evoluează la cel mai înalt nivel. A depus dosarul într-o doară după un pariu cu un prieten și mare i-a fost mirarea când a fost invitată la București pentru audiții. M-am urcat în tren, am plecat la București, am cântat și după asta, ca prin noroc, ca poate nu știu ce să zic, poate și prin muncă, dar am fost acceptat. Basarabeanul spune că are o mare responsabilitate față de ceea ce face în Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, așa că se dedică total profesiei. A studia productiv înseamnă să analizezi ce faci tu, te gândi la mâna dreaptă, la mâna stângă, te gândi la fraza muzicală, te gândi la ce vreau să spună compozitorul, te gândi la poluarea morfologică. Acum basarabeanul studiază prin programul Erasmus în cadrul unei universități din Austria, țară cu o istorie extrem de bogată în domeniul muzicii academice. Aici lumea merge la muzeu, aici lumea merge la teatru, aici lumea are viață și pe lângă activitățile de zi cu zi, da, nu contează fiind artist sau fiind bucătar, lumea este interesată față de acest sector. Ceea ce nu pot spun despre Republica Moldova, în România mai este ceva. După ce va acumula mai multă experiență, Andrieș Cigulea vrea să revină în Republica Moldova. Dorește să participe la numeroase proiecte culturale și să contribuie la reanimarea muzicii academice locale. Telejurnalul continuă. Guvernul României a prelungit aseară starea de alertă, însă a relaxat temporar restricțiile pentru perioada Paștelui Ortodox. A fost schimbat programul magazinelor și stațiunilor de pe litoral, care vor oferi acces pentru 70% dintre clienții pe care îi pot găzdui. În noaptea învierii vor fi anulate restricțiile de circulație. Astfel, oamenii vor putea merge la slujbă și circula până la ora 5 dimineața. Programul multor magazine a fost prelungit până la ora 20, însă doar pentru zilele de vineri, 23 și 30 aprilie, în Vinerea Mare. În perioada 8-9 mai, în intervalul orelor 20 și 5.00, va fi permisă circulația persoanelor care vor participa la ceremoniile religioase. Rusia a cerut Slovaciei să-i returneze sute de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 Sputnik V. De ce? Aflați peste câteva momente în telejurnal.
Prințul Filip s-a născut pe insula Corfu pe 10 iunie 1921, cu 99 de ani în urmă. Majestatea sa, regina, a anunțat într-un comunicat decesul iubitului său soț, o formulă ce marchează pentru eternitate dragostea specială dintre cei doi. În 1947, Filip a devenit cetățean britanic, a renunțat la drepturile sale la tronul Greciei și a cunoscut-o pe actuala suverană. De atunci a dedicat viața coroanei britanice și s-a ocupat de diverse cauze, până în urmă cu câțiva ani când s-a retras. A continuat să fie sprijinit sprijinul reginei Elisabeta până azi. Puțin după prânz a sosit vestea de care se temea toată lumea în ultimele săptămâni, ținând cont de sănătatea șubredă a prințului Filip. La așa numitul avizier regal, unde se pun toate înștiințările importante, vesele sau triste, a apărut anunțul Palatului Buckingham. Maestatea sa regina anunță cu adâncă durere moartea iubitului ei soț. So we mourn today with Her Majesty the Queen. We offer our condolences to her and to all her family. And we give thanks as a nation and a kingdom for the extraordinary life and work of Prince Philip, Duke of Edinburgh. Funeraliile vor avea loc în cadrul restrâns din motive de pandemie, dar și pentru că prințul însuși spunea mereu că nu vrea să se facă zarvă. Nu vor fi funeralii de stat, publicul nu va avea acces. Slujba se va ține la capela St. George. Oh, the Prince Philip was a wonderful father and a real asset to British life. And I'm sure the Queen is grieving terribly. My wishes to her and as much support. Very sad news. He's a lovely guy. Very sad for the monarchy and yeah. I hope that, you know, he can move on from this now. Moartea ducelui de Edinburgh ar putea duce la o reapropiere între rebelul Harry și familia regală britanică. Ducele de Sussex se întoarce de urgență la Londra. Nu se știe deocamdată dacă vine la funeralii și soția lui, Meghan. Autoritățile de la Kiev acuză Moscova că se pregătește de o nouă ofensivă armată în estul Ucrainei. Asta după ce Rusia a dislocat în ultima săptămână 28 de batalioane la graniță. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a cerut președintelui rus, Vladimir Putin, să retragă trupele de la frontiera cu Ucraina și să detensioneze situația. Un militar a fost ucis într-un atac al separatiștilor din Donbas asupra pozițiilor forțelor ucrainiene. Este doar ultimul episod dintr-o criză declanșată în ultimele săptămâni. Ucraina, Statele Unite și NATO au acuzat Rusia că desfășoară trupe în apropierea frontierei în mod provocator. La rândul său, Moscova susține că este vorba de măsuri de siguranță, iar unitățile sale vor rămâne în zonă cât timp va fi necesar. Oleksii Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitate Națională de la Kiev, a precizat că Ucraina nu va încerca să readucă sub suveranitatea sa provinciile separatiste prin forța armelor. Ce хочу зауважити, що українська сторона не має наміру у військовий спосіб сьогодні звільняти наші території на цей час. От як буде далі, от це питання не сьогоднішнього дня, так точно. Ми цілком усвідомлюємо, що має сьогодні російська Федерація на наших кордонах. От. Я хочу зауважити, що питання війни залежить тільки від Путіна. Conflictul din Donbas a început în 2014, după ce locuitorii din două regiuni din estul Ucrainei au refuzat să recunoască noua conducere de la Kiev. 14.000 de oameni și-au pierdut viața. În urma negocierilor cu participarea Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei, a fost încheiat un acord de încetare a focului între Kiev și separatiști. În ciuda acestuia, continuă incidentele armate și pierderile de vieți omenești. Polonia a creat o nouă unitate militară care va întări flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. O divizie mecanizată va deveni operațională în acest an. Divizia 18 mecanizată este o prioritate pentru armata poloneză, dar și pentru NATO, și a fost gândită și construită pe baza standardelor americane. Va deveni complet operațională în al doilea trimestru al anului. Unitatea va fi alcătuită din 3 brigăzi de blindate și un regiment logistic. 18-a divizia zmechanizowana jest ważna ze względu na odstraszanie. Wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wiemy, co ostatnio dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej musi być bezpieczna. I dzięki 18 Dywizji Zmechanizowanej jest bezpieczna.
Ministrul polonez al apărării a declarat că divizia este în ultima fază de dezvoltare și va corespunde pe deplin standardelor Alianței Nord-Atlantice. Subunitățile sale au început deja să participe la exerciții cu militari din diverse țări NATO. Polonia va mai crea anul acesta două regimente de artilerie și un batalion de cercetare. Rusia a cerut Slovaciei să-i returneze sute de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 Sputnik V. Moscova acuză autoritățile de la Bratislava că au încălcat prevederile contractului. Asta după ce Agenția Slovacă pentru Controlul Medicamentelor a pus la îndoială calitatea serului. Potrivit agenției slovace, vaccinurile Sputnik V cumpărate de la ruși ar avea altă compoziție decât cea acceptată de Autoritatea Europeană de Reglementare a Medicamentelor. Specialiștii slovaci spun că nu au primit suficiente informații despre Sputnik V pentru a evalua beneficiile și riscurile sale. La rândul său, Moscova a învinuit autoritatea slovacă de sabotaj și de lansare unei campanii de dezinformare împotriva Sputnik V. Fondul de investiții directe din Rusia, responsabil de comercializarea vaccinului în străinătate, a negat afirmația Slovaciei, numindu-le știri false. Rusia a solicitat guvernului slovac să trimită vaccinurile Sputnik V la un laborator al UE pentru testare. Mai mult, a cerut autorităților de la Bratislava să returneze vaccinurile primite pentru a le trimite în alte țări. Pe 1 martie, guvernul slovac a importat 200.000 de doze de Sputnik V, fiind a doua țară din Uniunea Europeană care a făcut acest lucru după Ungaria. Vaccinurile rusești au fost achiziționate fără aprobarea acestora la nivelul UE. Partidele din coaliția de guvernare de la Bratislava l-au acuzat pe premierul Igor Matovici că ar fi cumpărat în secret 2 milioane de vaccinuri Sputnik V. Pe 30 martie, Matovici a demisionat. Felicitări idioților, a scris Matovici într-un mesaj pe Facebook adresat oponenților acordului de achiziționare a vaccinurilor rusești. El a adăugat că nu va renunța la acordul încheiat. Matovici, care este acum ministru de finanțe și viceprim-ministru în noul guvern slovac, a mers ieri la Moscova pentru a discuta despre livrări suplimentare de vaccin Sputnik V. Autoritățile din Germania ar putea impune o carantină dură pentru o perioadă scurtă. Specialiștii susțin că în această măsură, în paralel cu vaccinarea, va duce la scăderea semnificativă a numărului de infectări. Ideea este susținută și de cancelarul Angela Merkel pe fondul numărului mare de îmbolnăviri zilnice. Germania se confruntă cu al treilea val al pandemiei, iar autoritățile locale din mai multe regiuni au cerut restricții dure, chiar și carantină totală, pentru că spitalele să nu intre în colaps. În Mexic a început campania electorală pentru alegerile generale din vară. De ce a hotărât unul dintre candidați să-și înceapă campania din Sicriu? Aflați peste câteva momente în telejurnal. Pașaportul de vaccinare anti-COVID prinde contur înainte ca Uniunea Europeană să adopte o decizie în acest sens. Italia a anunțat că va primi turiști în această vară pe baza acestui document. Anunțul a fost făcut de premierul Mario Draghi, care întărește astfel declarațiile ministrului italian al turismului. Acesta vrea să promoveze insule precum Capri ca fiind libere de COVID pentru a încuraja turismul. Marea redeschidere ar putea fi la începutul lunii iunie, când este sărbătoare națională. Premierul Italiei a evitat să precizeze dacă guvernul a luat o decizie în acest sens, menționând că totul depinde de rata infectărilor și de ritmul campaniei de vaccinare. A lansat însă ideea pașaportului de vaccinare pentru relansarea turismului. Vor avea loc și consultări cu Grecia și Spania, țări cu ieșire la Mediterana. A questo fine bisogna fare come hanno fatto altri paesi, cioè annunciare che noi siamo pronti ad accogliere tutti i turisti che abbiano un certificato vaccinale. I turisti americani ce l'avranno, ma anche i turisti del resto dell'Unione Europea. Dobbiamo procedere rapidamente nel nostro interesse ad avere un certificato vaccinale. Premierul Draghi afirmă că italienii au făcut rezervări masive în multe regiuni turistice, așteptând ridicarea restricțiilor. Vaccinarea va fi accelerată până la 500.000 de doze zilnic până la sfârșitul lunii, astfel încât mai multe regiuni ale țării să iasă din zona roșie și din cea portocalie. În același timp, Italia se va concentra pe imunizarea extinsă a vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile. Obiectivul este ca 80% din populație să fie vaccinată până la sfârșitul lunii septembrie. Să urmărim acum rubrica Europa Azi.
Banca Centrală Europeană avertizează că după pandemie de coronavirus, blocarea fondului de redresare a UE ar putea cauza un dezastru economic în Europa. Isabel Schnabel, membru al Consiliului de Administrație al BCE, a lansat astăzi o atenționare împotriva încercărilor de blocare a fondului de salvare Next Generation EU. Avertismentul vine în contextul în care luna trecută ratificarea fondului a fost întreruptă de Curtea Constituțională a Germaniei. Pentru a începe finanțarea, fondul de salvare în valoare de 750 de miliarde de euro trebuie ratificat de toate 27 de state membre ale UE. Cauza întârzierii invocate de Germania este o contestație formulată împotriva fondului finanțat prin emitere de datorii, care trebuie analizată. Potrivit lui Schnabel, responsabil la BCE pentru operațiunile de piață, creșterea datoriei publice în contextul crizei nu reprezintă o preocupare, atâta timp cât aceste cheltuieli stimulează o creștere economică sustenabilă. Vaccinarea în UE prinde viteză. Peste 108 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost livrate în țările blocului comunitar. Dintre acestea, aproape 82 de milioane au fost administrate europenilor. De la începutul campaniei de vaccinare, Comisia Europeană și-a asigurat până la 2,6 miliarde de doze de vaccinuri și negociază achiziționarea unor loturi suplimentare. În plus, Comisia colaborează cu producătorii europeni pentru a spori capacitatea de producție a vaccinurilor în UE. Pentru contracararea amenințării noilor variante de coronavirus, executivul european susține dezvoltarea și producția rapidă a unor vaccinuri eficiente prin incubatorul HERA. Comisia Europeană a deschis astăzi primele apeluri de finanțare în cadrul Consiliului European pentru Inovare. Sprijinul oferit în valoare de peste 1 miliard de euro va contribui la extinderea întreprinderilor noi și a IMM-urilor inovatoare cu potențial sporit. Peste jumătate de miliard este disponibil pentru inovații în orice domeniu. Restul de 495 de milioane de euro sunt destinate inovațiilor care susțin Pactul Verde European, tehnologiilor digitale și de sănătate. Potrivit Comisarului European pentru Inovare, Maria Gabriel, acceleratorul Consiliului oferă finanțări nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro. În afară de sprijinul financiar, toate proiectele beneficiază de servicii de accelerare a afacerilor, care oferă acces la experți, companii, investitori și actori ai ecosistemului de inovare. Invazie de meduze în portul italian Trieste de la Marea Adriatică. Este vorba despre cea mai mare specie de meduze care se află în apele Mediteranei. Experții spun că ele au ajuns în cealaltă parte a peninsulei aduse de curenții marini. Aceste vietăți înspăimântătoare au rămas la suprafață deoarece apa este mai caldă, iar planctonul, care e principala sursă de hrană, se găsește aici din abundență. În Mexic a început campania electorală pentru alegerile generale din vară, iar unul dintre candidați atrage deja atenția tuturor cetățenilor. Acesta și-a început campania electorală dintr-un sicriu pentru a atrage atenția asupra numărului mare de morți răpuși de COVID, dar mai ales de capii cartelurilor de droguri. La prima vedere, toate indiciile trimit cu gândul la înmormântarea unei victime COVID. Oameni în costume de protecție, dric, coroane de flori și un sicriu. Doar că în coșciuc, viu și nevătămat, este un candidat pentru Congresul Mexican, care așa și-a început campania electorală. Muertos por la indiferencia ante la situación violenta y de pandemia que hemos vivido. El silencio de los políticos corruptos, mañosos y mentirosos mantienen muertos a toda una nación. Pero esa situación se acaba. Este próximo 6 de junio, México resucita. Pandemia de COVID a ucis până acum peste 200.000 de mexicani, una dintre cele mai mari rate de decese din lume. În plus, parlamentarul aspirant reprezintă o regiune din nordul Mexicului considerată cea mai violentă din țară și unde legea o fac traficanții de droguri. Voy a representar una ciudad bañada en sangre que hoy va a decir basta ya de políticos que guardan silencio y de esa manera se convierten en cómplices del crimen organizado. Dacă nu-mi respect promisiunile, îngropați-mă de viu. Este sloganul inedit al politicianului, care însă dă fiori multor mexicani, mai ales că funcțiile publice sunt printre cele mai periculoase. Din septembrie până acum, aproape 130 de politicieni sau candidați din Mexic au fost asasinați și unii comentatori se așteaptă să urmeze cea mai sângeroasă campanie electorală din istoria recentă. Mexicanii merg la urne pe 6 iunie ca să aleagă 500 de membri ai Congresului, 15 guvernatori și peste 20.000 de aleși locali.
Să vedem acum principalele cotații valutare ale zilei de luni. Pentru data de 12 aprilie, Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17,93 lei pentru un dolar american, cu 3 bani mai puțin. Valoarea monedei europene rămâne neschimbată, 21,31 lei. Leul românesc se va cota la 4,33 lei. Hrivna ucraineană va fi cumpărată cu 64 lei, iar rubla rusească cu 23 lei. Iar pe final să vedem și datele meteo. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Vremea se încălzește treptat în Republica Moldova. Pe timp de zi, noaptea, va fi încă destul de rece pentru luna aprilie, valorile minime menținându-se sub 0 grade. Maximele termice în orele amiezii vor oscila între plus 11 și plus 13 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la minus 2 grade Celsius. La Chișinău se prognozează plus 3 grade la noapte și în jur de 11 grade mâine în orele amiezii. Cerul va fi destul de senin. Și în România, ziua de mâine va fi una preponderent însorită. Temperaturile la amiază vor ajunge chiar până la 16 grade Celsius în orele amiezii. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme la această oră. Numai bine! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvrmoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!